Accident teribil în județul Mehedinți. Un motociclist în vârstă de 28 de ani a murit, iar un alt tânăr a fost rănit după o manevră în trafic a unui șofer de 70 de ani, care nu s-a asigurat. Accidentul a avut loc pe drumul județean 607B, în localitatea Magheru, din județul Mehedinți. În acest weekend, Poliția Municipiului Drobeta-Turnu-Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe drumul județean 607B, în localitatea Magheru, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier care, în urma cercetărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 70 de ani din comuna Breznița de Ocol, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 607B, în localitatea Magheru, nu a acordat prioritate la plecarea de pe loc și a virat la stânga cu intenția de a efectua manevra de întoarcere, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 28 de ani din aceeași localitate. Camerele de supraveghere au surprins tragicul eveniment. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Tânărul în vârstă de 28 de ani și-a găsit sfârșitul mult prea devreme. Apropiații acestuia susțin că își dorea extrem de mult un scuter, însă aceștia l-au avertizat că este foarte periculos. Băiatul îl achiziționase cu o zi înainte de tragicul eveniment. Elementul rutier s-a produs pe fondul neapotrivității de trecere unui moped la plecare de pe loc de către conducătorul unui autoturism de culoare neagră. În urma coliziunii a rezultat decesul conducătorului mopedului și rănirea atât a conducătorului auto cât și a celuilalt pasager aflat pe moped. Conducătorul auto a fost testat din punct de vedere al consumului de alcool, rezultatul fiind negativ. Continuăm cercetările pentru a stabili cu exactitate cauze și împrejurile în care s-a produs acest eveniment rutier nefericit. Pentru acordarea primului ajutor medical la locul evenimentului au fost direcționate și două echipaje SAJ. Accident rutier între un autoturist și un motociclist în localitatea Magheru, cu 3 victime. La locul solicitării s-au deplasat 2 ambulanțe B2, SMUR, Turnul Severin și descarcerarea. Au fost găsite 3 victime, un tânăr decedat la fața locului, un bărbat în vârstă de 66 ani, conștient cu traumatism craniocerebral acut închis și traumatism ureche dreaptă, iar cel de-al treilea, un tânăr cu politraumă în comă. Cele 2 victime au fost preluate de ambulanță, monitorizate, li s-a acordat primele îngrijiri medicale, apoi au fost transportate la OPU pentru investigații suplimentare. Din nefericire, la sosirea echipajelor, una dintre victime, un bărbat în vârstă de circa 28 de ani, nu prezenta semne vitale și a fost declarată decedată de către medicul SAJ. Alte 2 victime au fost transportate la unitatea de primiri urgențe de către echipajele SAJ. Sâmbătă a fost o zi neagră pentru iubitorii de motoare pe 2 roți. Tot atunci, în jurul aceleiași ore, un bărbat de 50 de ani a murit după ce a intra cu motocicleta într-un autoturism. Accidentul a avut loc pe drumul național 13A, în localitatea Căpâlnița din județul Harghita.